Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Bineînțeles că artista nu a putut rămâne indiferentă în fața acuzațiilor dure care i-au fost aduse. Aceasta a mărturisit că nu pe ea o afectează declarațiile făcute de fosta soacră, ci pe familia ei și a promis că mama Geta va plăti pentru vorbele grele. Carmen de la Sălcioa spune că o va da în judecată pe aceasta, convinsă fiind că numai cu ajutorul instanței va pune capăt odată pentru totdeauna scandalului dintre ea și familia Sterp. Să vă spun sincer, singura soluție este să acționez legal. Efectiv nu știu ce să mai fac pentru a se încheia totul, sunt deja sătulă până peste cap de declarațiile pe care le face. Cele mai multe sunt minciuni. Că se spun despre mine lucruri, sunt deja obișnuită. Dar eu am o mamă, am o soră, după cum știți, mama și sora mea nu sunt dornice de faimă, nu au dat niciodată declarații defăimătoare la adresa lor. Vreau să nu mai pomenească nimeni despre familia mea. E foarte deranjant pentru mine și pentru ele. Sunt efectiv sătulă până peste cap. A declarat Carmen mai mult, artista se dezice total de infidelitățile de care o acuză fosta ei soacră și le-a catalogat drept minciuni. Ba mai mult, aceasta a spus clar și răspicat că în timpul căsniciei cu Culiță Sterp ea nu a avut treabă cu niciun alt bărbat. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.